O Europa cu mai multe viteze nu poate reprezenta o soluție. Este mesajul transmis astăzi de președintele Klaus Iohannis în plenul Parlamentului European la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Din această perspectivă, pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate și pentru calea europeană comună în eforturile de consolidare a proiectului european. Din acest punct de vedere, idei precum o Europa cu mai multe viteze sau o uniune a cercurilor concentrice nu pot reprezenta o soluție în măsura în care dorim menținerea caracterului unitar și indivizibil al Uniunii Europene, care îi conferă valoare și credibilitate în relația sa cu restul lumii. Discursul președintelui român a fost urmat de cel al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Acesta a avertizat România că aderarea la spațiul Schengen nu va fi posibilă nici în acest an dacă principiile statului de drept nu vor fi respectate. 15 iulie 2014. De atunci pledez ca România să devină parte din spațiul Schengen. Doresc să atrag atenția. Și este o observație nu neapărat către președinte, ci către guvernul României și către Parlamentul României. Nu trebuie pus în pericol acest lucru prin luare de distanță față de principiile statului de drept. Și dorința mea din inimă ar fi ca în România, înainte de președinția României, să se ajungă la un consens național asupra statului de drept, luptei împotriva corupției. În replică, președintele Klaus Iohannis a dat asigurări partenerilor europeni că România este și rămâne un stat de drept și un stat democratic în care există dezbatere politică așa cum este firesc. Pot să vă asigur că eu sunt hotărât să rămân implicat pentru a garanta românilor păstrarea valorilor democratice, păstrarea regulilor și principiilor unui stat de drept și continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte a luptei împotriva corupției. În România, cetățenii au spus clar ce vor. Ei doresc să continui acest mesaj cu care am început. Pentru o Românie democratică, că există controverse, este adevărat. Dar spuneți-mi, ce democrație parlamentară ar fi aceea fără controverse? În cadrul vizitei la Strasburg, președintele Klaus Iohannis a avut întâlniri cu mai mulți oficiali europeni și a participat și la o întâlnire de lucru alături de președintele Parlamentului European, președintele Comisiei Europene, reprezentantul președinției austriece la Consiliul UE și liderii grupurilor politice din Parlamentul European.